Vorbeați un pic mai devreme de faptul că sunteți mic de statură. Ați suferit vreodată din cauza asta, nu știu, poate în adolescență, când, nu știu, poate vă plăcea de o fată care era mult mai înaltă decât dumneavoastră? Nu, n-am suferit. Din contră, am luat lucrul ăsta ca pe un cadou. De ce? Că am zis, în momentul în care, ok, nu îndeplinesc niște standarde, așa cum le văd majoritatea oamenilor, atunci trebuie să suplinesc cu altceva. Și atunci am suplinit, să zic, cu ideea de a bucura pe ceilalți. Dar născut, din câte observ. Da, îmi place să știu că oamenii zâmbesc, și atunci iată cum un așa zis defect poate deveni un atu, pentru că mi-am dat seama că această statură îmi dă o altă direcție, anume aia de a-i face pe oameni să zâmbească.